Înainte de aceea, ca să aprobăm și votarea bugetului, pot să votați. Împotrivă? Sau abținut? La întrebarea numărul 3, privire la investirea fondului unei atribuții. Raportorul am primit la instituție. Stimați consilieri, vreau să vă aduc la conștiință că, conform legii administrației publice, care 436, articolul 29, primarul are dreptul, este executor de buget. Și aici, ieșind din aceste atribuții acordate de lege, vreau să cer permisiunea dumneavoastră ca între ședințele Consiliului, atunci când este necesar, ori apare o urgență de a efectua careva operațiuni bancare, să se permite prin dispoziția primarului, ceea ce o să avem și mai departe azi, ne ciocnim cu întrebarea dată, dar mai ceva mai târziu. Adică a apărut o necesitate stringentă, unde trebuie de transferat o sumă de bani. Adică, ca să nu adunăm ședință Consiliului pentru o singură întrebare de a transfera bani, oricum, de suma dată, sunteți de fiecare dată informați și să duce o evidență strictă a transferurilor de bani publici. Și aici eu rog ca să fiu împuternicit, ca să, între ședințele Consiliului, dacă apare necesitate, să mi se permit ca eu să fac aceste operațiuni bancare, transferurile de bani. Conform legii, primarul are dreptul să efectueze până la suma, da? Până la suma de 30.000. Eu să pot că 30.000 poate și mult, ajung și 20.000, adică atunci dacă eu să pot, că dacă merge vorba de 30.000, de acum este ceva o problemă, merge vorba de un proiect, de o contribuție, ceva, și atunci numai decât eu trebuie să vă adun, să îmi sfătuim, să... Dar sunt careva momente care nu este chiar necesar de a vă aduna, pentru că înțelegem că adunarea este, știm, asta este și cheltuiala de bani, și așa. Asta am vrut să vă spun la ultima întrebare, dacă... Se iertire 30.000 la sesie, până la sesie, sau fiecare dată poți să aia, dar da, 30.000, mă ia la spus și 30. Nu, așa spune legea, da, că ai dreptul. Până la 30.000. Până la 30.000. Mă trebuie să primim o decizie, corect? Eu dă, să permite de fiind de până, ca 30.000 pe perioadă. Aveți să vedeam să până la ședință? Și apoi și aici nu de unii dată. Știu că nu de unii, apar câteodată. Păi sunt... Foarte rar, ați fi posibilitatea, dar... Mă trebuie primul decizii, corect, spun că... Legi nu este stipulată de la ședință până la ședință. Legi nu este acte de care implică de plăbiri sau angajamente financiare de peste 30.000 de lei. Foarte normativ. Oricum s-a dus și la cunoștință, șarință... Chiar dacă și să fie două dispoziții de acest fel, oricum o să fie pus la discuții și aprobat Consiliul. Revind legea administrației publice locale, primarul și așa și așa e răspunzător de credit. Da, el este ordonator de buget. Ce mai trebuie? Este întrebarea mea. Nu. Iată, eu vă spun atât. Exemplul care să-l citem la următoarea întrebare... Eu știu o idee asta. Eu vă dau și răspuns. În așa caz nu trebuie consilier. Nu. Doar și așa, și așa, primarul are drept să ieși răspunzător de credite. De a, unde de contul primăriei și de finanță și așa. Când este nevoie, de exemplu, eu așa gândesc, dacă este nevoie de vorbă de transferat 30-40 de milioane, de exemplu, un proiect și mai departe, că aici trebuie să iei parte active, vă spun consilier. Să iei parte, să iei la primul, orice întrebare. A, pentru aspeduc, pentru canalizare, tot. E normal. Și dacă se adune de vorbă de două ori în lună, ori o dată în lună, ori de două ori în semestru, nu vor fi bine. Eu așa vă duc treaba, de exemplu. Iată, eu vă spun că noi suntem ceva mai târziu, întrebarea numărul 7 despre... Nu, dar noi am văzut întrebarea numărul 7. Alocarea mea și la întrebarea numărul 5. Și e normal. Despre ce mai zic? Iată, a fost nevoie urgent de transferat de la vânzare pământului. 14.800 de lei pentru proiectul de canalizare,
noi putem. Și atunci, ei spun, urgent trebuie, au vrut banii de la vânzare. Pământul și urgent trebuie de transferat banii, pentru că dumneavoastră știți ce înseamnă, ce înseamnă proiectul tehnic și expertiza acestui proiect. Și atunci eu, dacă avem bani, eu imediat am luat și am transferat 14.800 domnului Găstiuc și expertiza proiectului este, proiectul tehnic este și așa mai departe. Adică nu a fost nevoie ca eu să vă adun pe dumneavoastră pentru întrebare, pentru că eu știu că. Dacă era să ne adunăm toți, era să votați 100%. Da. Pe urmă, 1450 de lei pentru evaluarea modelului de credință. Nu, așa nu bine. Rezervare și defolită, dar nu este, de exemplu. Nu, dar este trebuie de un consiliu, înțelegeți care este. Care este consiliu, așa? Dar noi nu știm, suntem la corect, că avem pentru proiect. Noi vorbim întrebarea de proiect din toamnă, din iarnă. Și nu putem să acredeți, e normal. Da, dar trebuie decizia consiliului, înțelegeți? Șerile. Așa șerile, da. Nu ne dă voie cu dispoziții, dar când la următoarea ședință, este legea administrației publice locale. Nu, 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 așa ești lucru vreo, dar așa vorbim în moduri diferite, da. Așa spune, iată, la dispoziția mea s-a alăturat întotdeauna, s-a anexează decizia Consiliului și gata, nu s-a întrebat, merge. Poate să-mi plină că sunt 48 transfer de la... Da, bun, dar s-a întâmplat și... S-a întâmplat, foarte mult și nu. Nu s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat. Atât mai multe conform legii, nu am dus articol sau lucrat, de probaș, de lucrare, da? Oricum e transparent, tot e transparent. Salut! Știi, transparent. Am transmis-o dată pământul în 2003 și înapoi
trebuie să încheie în primărie și în Monțilva, ei nu mi se des. Pe deja pe pădure nu se des, au grijă de 3-4 ani zile până se formează pădurea. Și când s-a format pădurea, tot prin contact, ei o transmit nouă la balanță la pădure. Și primărie, pădurea este la balanță. Pământul nu se duce la primărie, nu știu la mine. Prin hotărârea, urmă este prin hotărârea guvernului, noi trecem pământul din mine. Asta, din polacă trecem sub pădure. Și-a dat-o, a fost voile la Baclie, parcă și ea, sub 60 de ani de Mișa,
Și aici am mai neadesat, la bucer. Atât, dar să dăm pădurile în mâine, dar chiar erau dat. Să vedeți că în vara trecută, când am fost, când am fost de la Mult Silva, dacă spunem așa, am fost la Băsărăteastă, noi am fost întâlniți că noi nu le dăm pământul ca să dea. Și atunci când o dăm pe doamna de la Iergara, șefa Ocolului Silvei de la Iergara, doamna, de ce dumneavoastră mă învinuiți? Mie pe dreptul. Eu sunt martor, eu vă aduc documente de decizie Consiliului, s-au legat 24 de hectare pentru a sădi. Și atunci, vedeți că de repede i-au început să se îndreptățească pentru că... Deja deodată eu spus la cel de acest la Iordan, 50% de țări. Ce nu este adevărat? Eu am spus, ce mințeți, doamnă, că nu este adevărat 50% din acele 24 să sădi. Dacă sunt 10% din nevoie, 20, ce nu 20% din... E ce l-au sădit. A fost sădit, dar... Dar nu este. Nu sădit, dar ei pe sădit trebuie să facă reparații. Ei reparații nu au făcut. Și acum merge vorba de a-mi promis că, iată, ei, situația lor, adică cu cele 23 de hectare, e sub control și ei o să le... O să le aduc la bun sfârșit. Că n-am să le aduc, nu știm, dar... Nu, eu vă spun care este situația ca să fiți la curent cu chestia. Noi le-am dat și la urmă tot noi am zgânduit că noi nu le dăm pe noi. Eu le-am nevoie, dacă noi vă dăm nevoie, nu-i sădiți. Dar acum... Poate atunci era legea în 2003, că nu se dădea înapoi. Dar eu am spus, din 2005, nu știu când este legea. 2006. Altă procedură, adică le oferim pământul, ei se adesc pădurile și după asta, peste 5 ani, se le reîntorc înapoi sub formă de pădure. Hai să vedem de vorba la primul urmă. Cine pentru ce privire mai la privire la extinderea în procesul de investigație forestieră, putem votați? S-a obținut? Este o întrebare cu mai multe. Cu privire la aprobarea modului de dispoziție al primarului satului. Raportul la primarul. Deja am vorbit la prima, la două întrebări, la modul 2 tema dată. Vă aduc la conștiință că de la vânzarea pământului au fost efectuate două transferuri de bani, sau nu? Pentru expertiza proiectului de canalizare a satului au fost transferate 14.800 de lei pe dispoziția primarului și pentru evaluarea imobilului, așa are încere grădință vieții de copii, tot prin decizia noastră, ne-am scos-o la vânzare, pentru a îndeplini pachetul de documente, adică până la aducem la condiții, era nevoie numai decât de făcut evaluarea prețului, nu de contabilitate, dar prețul de piață, spun. Fără acest document, organele cadastrale nu înregistrau obiectul dat. Și am fost nevoit ca să mă adresez, ce-mi știe, și s-a efectuat evaluarea care a costat 1450. Iată aceste două dispoziții, eu le-am transferat bani și... Dacă sunt întrebări, pot fi eu. Aici, dacă vreți eu ieri la comisie, am spus că, dacă îmi permiteți, la proiectul cu canalizarea, să mă opresc vreo două minute, să vă aduc la cunoștință la ce etapă suntem, ce facem acum. Sunteți de acord? Da. Foarte succint o să fiu. Proiectul de canalizare a satelor Sadapei la Rauca Caravedovca se află în lucru. Primii care toată documentația tehnică este finisată, suntem noi. Un lucru regretabil este pentru că nu am putut să transferăm banii pentru stațiile de epurare, stațiile de pompare, toate trei sate, ca să pregătim către 1 august 2012 documentația tehnică, ca să trecem și a treilea tur, cum îi spunem așa, la Agenției de Dezvoltare Regională Sud. Am ajuns până la etapa a doua, unde am acumulat foarte bune puncte. Proiectul era foarte bine scris, încadrat în toți parametrii. Dar în legătură cu aceea, că noi ne-am adresat și la Consiliul Regional de câteva ori. N-am avut, adică din lipsă de finanță. Noi ne-am adresat tot din partea la trei primării la Consiliul Regional. Nu s-au locat bani și de ce noi etapa asta am trecut-o.
La începutul lunii februarie, împreună cu președintele Raionului și cu primarul de la Carapetovca, am fost la Agenția de Dezvoltare Regională Sud, ca să vedem totuși care este situația și dacă face, ca, adică ne-am consultat cu doamna foarte Marie Coleșova, ne-am consultat ce să facem noi, să mai cheltuim mai departe bani pentru proiectarea proiectului dat, ori nu, dacă am scăpat șansa asta, până în 2015, noi de la Agenția de Dezvoltare Regională Sud nu avem finanțare. Adică, gata, noi nu. Doamna s-a rugat la noi. Că nici într-un caz să nu ne oprim aici, pentru că apar situații. Dumnezeu a exprimat așa, el spune că dacă vreți să mă credeți, vin câteodată investitori străini și vin la noi la agenție și cer proiecte, dar noi nu le vin. S-a întâmplat la mine și a spus că vin din Germania, din Germania o delegație și spune, dați doamne, doamne, proiect ca să vă finanțăm. Și spune că noi nu avem. Noi nu am avut proiect ca să te prezentăm. Deci nu că vă rog, e rugat noi, ca să terminăm, să aducem documentația la bun sfârșit, ca să fie proiectul înainte dat la atenție. În orice moment, ca să putem primi finanțare. A doilea moment este că suedeze au venit cu o altă propunere, ca proiectul nostru să fie încă mai extins. Adică să nu fie numai noi trei sate, dar să fie și Abaclie și Pasarabiască. Abaclie deja lucrează la asupra documentației tehnică. Probabil vineri, acum vineri, dacă nu, săptămâna viitoare, vin întâlnire, toți trei, adică patru primari deja cu reprezentatul din suedezilor, să vedem care va fi mai departe modalitatea. Ne mai extindem încă și cu Basarabeasca, dacă nu ne oprim aici, ca să vedem precis modalitatea de finanțare și când precis și dacă vom fi acceptați de către suedezi la finanțare. Domnul Baciu, primarul de Sădăclea, spune așa că am mai avut o ofertă din partea guvernului Germaniei cu condiții, că, adică vom fi finanțați de germani dacă vom accepta instalațiile lor. Noi am spus că da. Asta nu este un lucru prefăcut de chinești care fac din nimic, îi fac ciocolată. Dar este o firmă germană care este pentru nemții, sunt foarte caritative în lucru. Și noi am spus că suntem de acord. Dar atât ne-am oprit cu nemții, am început cu suedeze să vedem unde. Dar suntem în căutare, vă spun, la orice întâlnire puteți să vorbiți cu domnul primar de Carapetovca, de Sădăclia, că noi nu ne oprim aici. Insistăm cel mult, că cum am spus, de 2013, să știm deja anul și data finanțării acestui proiect. De ce noi, pentru un demers pe solul noi ne adresăm de anul și Consiliul Raional cu Sărăbească, ca din solul disponibil 2012, ne s-a luat o sumă de bani pentru a finaliza proiectarea tehnică. Eu am spus de proiectul tehnic, eu am avut în vedere atunci când noi suntem de primii, că am proiectat rețeaua. Dar mai avem nevoie de 100.000 pentru proiectarea stațiilor de pompare, stației de curare. Din asta, dacă o să ne salvă și bani, înseamnă că noi, eu suport până la începutul lunii aprilie, absolut toată documentația și ținerea de canalizare va fi finisată. Poftim, dacă aveți întrebări, eu... Tot e clar. Nu. Spune sumele, dispozițiile prima dată. Așa, pur și simplu, v-am făcut o reducere. Da. Cine când vreau și eu puneri la tovară, v-am dispozit de prima dată, și poate vreau. S-a obținut? Potrivă? Nu știu, 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 așa. Ieri la comisie, eu am spus, aveți în fața dumneavoastră deciziile. Este nevoie să vă citesc în fiecare sumă, ori aveți în fața. Am de rupă. Dacă 2400 pentru rezultat, 1600. Da. Este, da. Merge vorba de solul disponibil. Comisioare 1600, consiliere 1600. Haideți să trec repede, dacă vreți. Spus cât faci solul disponibil și cât alcătuiești. A, 32.000. Solul disponibil la
pe anul 2012 costă 32.600, dintre care mijloace de tip bază 18.858 și mijloacele speciale 13.600. Din mijloacele de bază avem, aveți în fața dumneavoastră, următoarele sume. 1.600 comisioare bancare, 2.400 preconizat pentru ședințele consilierilor, plată consilierilor, toate ședințele. Secție ecologie, 2299. Fădărarul insistă ca noi de câteva ori, nu cât de câte, dar de multe ori ne adresăm, că orice proiect, fie cu cazul, fie cu apa, fie cu, iată, cu proiectul care se, acum se implementează la noi cu cazangeria asta. Cerem la numele diferite avizuri ecologice și așa mai departe, dar niciodată noi nu am achitat nicio sumă de bani. Și atunci eu spune că sunteți unici care nu ați achitat, și vă rog, o să mai ajungeți și atunci o să fim refuzați. Și a spus că bine, o să contăm mijloacele și o să chitem. 2012 s-a dat primul chitat pe Albert de Cărbașcărie, noi nu am chitat. Dar i-am promis și atunci până... Adică nu că i-am promis, dar eu mi-a dus și careva argumente, legea, nu știu care am luat, deci noi trebuie să-i transferăm pe fondul. 2003, succes consulting, bănuiesc aici și am participat în 2012, în Raimond Basarabească, eu și cu doamna Liuba Pufnițchi de la secție de economie, la un training de două zile la Chișinău, unde organizația succes consulting ne-a învățat și ne-a arătat cum trebuie să scriem proiecte, diferite proiecte, cum trebuie să le implementăm, unii să ne adresăm și cum să ne adresăm așa. În schimb, acestor 2000 de lei, ei ne-au dat nouă un voucher, dacă știți ce înseamnă. Tot de două sume de 2000 de lei, în cazul că noi vom avea un proiect, așa să spunem, mai mic de expertizat, adică cu acel voucher ei ne expertizează proiectul fără bani. Adică acele 2000 de lei, spre spunem așa, că dacă vom avea, vom proiect să ne adresăm la dânsă și ei ne... Recent, vineri chiar, data de centru, deci plec iarăși la succes consulting, la un forum foarte internațional, doar asta la 80 de primari din Ucraina, vreo 50 din România și vreo 200 din Moldova, unde ne se propune ca să facem legături strânse și culturale și economice între aceste trei state, de România, Ucraina și Republica Moldova, ca să și vin foarte mulți investitori din străinătate. Și speram și acolo, pentru că eu atunci când am fost, am scris, am chestionat la unul de clienți, am arătat trei obiective cele mai principale de satul Iordan, pe unde am scris că necesităm trei proiecte stringente, canalizare, casă de cultură și drumuri. Și atât aceste trei idei de proiecte a mele, sper că dacă mă duc la întâlnirea asta, poate facem legături cu alți primari din alte țări, ca să avem o colaborare mai strânsă. Nu știu, dacă domnul primar Platon spune că cu România trebuie să facă o legătură. Și nu s-a mai dus la domnul sfârșit proiectul, dar sperăm și aici, poate, nu numai economic, dar chiar poate facem o legătură culturală, socială, economică, cu altă primărie din Ucraina, din România. Iată despre ce vă spun eu aici, că este 2000 de lei. Trebuie să transferăm pe organizația dată. Următoarea este 4000 de lei, eu am pus pentru scaturile 4 anvelope, scapă pentru o mașină a primării. Ieri la comisie așa fac. Nu știu cum, dar până la urmă am înțeles că eu am spus că ne dăm bine seama despre ce merge vorba, pentru că în 2 ani de zile nu s-au cheltuit niciun bănuț din primării.